chestie pe care vreau să ți-o servesc, e apropo de ce faci tu aici. Asta s-a referit și Adrian Lăcătuș. E o istorie, e o etnografie, este o autoetnografie, este un roman, este un roman autobiografic. Sunt întrebări care lasă puțin așa dificultate, pentru că noi nu avem, de fapt, o tradiție în România cu asemenea tip de scriitură. Acum, Adrian Lăcătuș a spus că ești, de fapt, un scriitor și sunt de acord cu treaba asta, dar vreau să și completez. De fapt, nu ești numai un scriitor, ești un istoric. Treaba asta, ce ai făcut tu aici, cartea, este o istorie, istorie de școală nouă. O istorie de școală nouă, deși asta e ceea ce vreau să-ți servesc, o istorie de școală nouă care deja e destul de consacrată și are deja autori dispăruți. Și mă refer la... Și mă refer la școala istorică americană de tipul Ronald Takaki sau Howard Zinn. Istorici care refuză să povestească marile narațiuni, istoria vânătorului, istoria câștigătorului, istoria pe care noi, de obicei, tradițional, clasic, o învățăm în toate școlile de istorie. Sunt istorici care vor să spună istoria celor care au fost înfrânți, celor care au fost vânați, celor care au fost împinși la margine și care nu